Tot mai multe medicamente vitale, în special în cazurile oncologice și cardiologice, au dispărut din farmacii. Conducerea Colegiului Farmaciștilor Prahova ne spune că această criză, din ce în ce mai acută, a fost generată de prețurile prea mici din țară, care îi determine pe producători și distribuitori să vândă pe piețele unde prețurile sunt convenabile. Pe site-ul Ministerului Sănătății, unde se postează medicamentele dispărute, răspunsurile oficialilor nu sunt deloc încurajatoare. Unele medicamente nu se mai fabrică, iar altele sunt în procedură de reacreditare, care durează luni sau chiar ani. Domnule președinte, există foarte multe medicamente care lipsesc de pe piață și bolnavii suferă din acest motiv. Bănuiesc că vin la dumneavoastră și se ceartă cu farmaciști. Da, vin, vin la noi în farmacie, se ceartă cu noi că nu găsesc medicamentul respectiv. Problema nu este problema noastră. Noi ne pierdem momentul de față cel mai mult în timpul în farmacie ca și farmacist în loc să stau cu dumneavoastră ca pacient să discut, să discut despre problemele noastră, să văd cu ce pot să vă ajut eu îmi pierd timpul căutând aceste medicamente care nu am de unde să le aduc de la distribuitor din vari motive odată prețul este mic odată nu se găsește pentru că este în curs de reformularea a produsului și nu este încă autorizat pe piață, altele și-au schimbat deținătorul, și iarăși trebuie o mulțime de documente din partea producătorilor ca să-l repună pe piață, altele nu au preț, așteaptă să primească prețul, un nou preț negociat, și așa mai departe. Sunt foarte multe motive. Din păcate, noi suntem ultima verigă. Nu produc eu medicamentul, nu-l import eu. Ca și farmacie, eu îl iau de la un distribuitor. Dacă eu nu găsesc acest medicament și distribuitorul nu poate să mi-l aducă, nici eu nu am cum să-l dau pacientului. De pe piață au dispărut medicamente foarte solicitate, cum ar fi distonocalm, midocalm și chiar Vesel-2. Acesta, din urmă, cu foarte bune rezultate în bolile de inimă. Mai rău este însă că au dispărut medicamente pentru bolnavi de cancer, precum și din zona cardiologiei, fapt care îi determină pe pacienți să alerge cu disperare de la o farmacie la alta. Vă întrebă noastră, în calitate de farmacist cu experiență, cât poate să, sau cum poate să dăuneze absența unui medicament? unui bolnav. Un bolnav care nu și acel medicament îi poate agrava starea de, de boală? Bineînțeles că îi poate agrava dacă el are nevoie de acel medicament, da? Este un tratament pe care îl face și are nevoie de Normal că îi agravează starea și de boală și până la urmă îi afectează viața într-un fel sau altul. Acum mm. sunt programele naționale, sunt bolnavii care sunt programul de oncologie și acolo lipsesc. Se mai găsesc în locuitori, se mai... dar nu este tratamentul inițial. Normal că bolnavul acela are de suferit, dar noi, din păcate, nu putem să... Noi suntem ultima verigă. Noi furnizăm acele medicamente care, dacă nu avem de unde să le luăm, nu avem de unde să le dăm pacienților. În acest moment, Ministerul Sănătății a fost informat de absența din farmacia zeci de medicamente, printre acestea aflându-se și ribavirina, un tratament foarte des prescris în cazurile din gastroenterologie.